Partidă cu rezervele și fără prea mulți spectatori aseară pe stadionul local Marina Anastasovici, unde Astra Giurgiu a întâlnit Steaua București în partida retura semifinalei Cupei Ligii, după ce în tur bucureștenii câștigaseră la limită cu 1-0. A fost o partidă pe marginea căreia, încă de dinaintea fluierului de start, apăruseră discuții. Pe de o parte se spunea că cele două echipe își vor proteja jucătorii de bază, ceea ce s-a și întâmplat. Pe de altă parte, prețul unic de 50 de lei per tichet de intrare pe stadion prevestea că nu vor fi prea mulți suporteri, ceea ce iarăși s-a întâmplat. Una peste alta, cu două ore înaintea începerii partidei, a venit și surpriza. Antrenorul Marius Șumudic a fost suspendat o etapă, deci nu va avea dreptul să stea pe lângă echipă la partida cu Steaua. Astfel, pe teren giurgiuveni au fost surprinși încă de minutul 4, când scorul general a devenit 2-0, după golul marcat de Bauab. Muniru recuperează faza continuă în fața porții, Bauab înscrie gol Steaua în minutul 4! Steaua s-a desprins definitiv în minutul 51 prin același Bauab și la scorul general de 3-0, giurgiuvenii nu mai puteau spera nimic. Golul de onoare a întârziat să apară, iar șansa de a marca pentru Astra a fost irosită în minutul 57, când Alexandru Ionita a ratat un penalti. Astra Steaua scor general 0-3 în semifinala Cupei Ligii și giurgiuvenii au șansa ca sâmbătă, în confruntarea directă de acasă din campionat, să se răzbune pe Steaua, de data aceasta cu Șumudică pe banca tehnică.